Florin Câțu, o datorie de câteva mii de dolari neplătită aparent. Premierul rezistă. Rezistă cu sprijinul evident al președintelui, care deocamdată nu a scos o vorbă despre subiect. O ședință a coaliției are loc chiar în această seară, aparent ca să stabilească în ce fel va arăta colaborarea cu premierul în condițiile date. Practic însă, ce pârghii de manevră au cei de la USR Plus, chiar dacă se arată acum indignați și vorbesc despre etică și moralitate. Ne lămurim imediat. Dincolo de dramoleta politică dâmbovițeană, o dramă pentru drepturile omului, în toată puterea cuvântului, se desfășoară în aceste momente în Afganistan. Talibanii au pus mâna pe întreaga țară în doar câteva zile de la plecarea americanilor, amenințând cu impunerea de reguli dure, fundamentaliste, în special împotriva femeilor. Iar acum toată lumea se întreabă cum, după 20 de ani în care s-au chinuit să sprijine înființarea unui stat cât de cât democratic, Statele Unite și aliații au preferat să plece și să lase totul să se ducă de râpă. Discutăm în foarte scurt timp. Sunt Tudor Mușat, actualitatea începem chiar acum. Mai întâi despre un alt rând de informații, vă spuneam, despre trecutul din America al premierului, un dosar din care reiese că Florin Câțu fusese dator cu aproape 7.000 de dolari la o bancă, unul dintre cei mai mari furnizori de carduri de credit din Statele Unite. Dosarul ar fi fost deschis în 2008, adică la 6 ani de la plecarea lui Câțu din America. Autoritățile l-ar fi căutat pe Florin Câțu zile în șir, dar nu i-ar fi dat de urmă, așa că la 7 luni de la chemarea în judecată, magistrații ar fi respins cazul, iar firma nu ar mai fi redeschis procesul civil. Premierul spune că nu știa despre toate acestea și că era ușor de găsit la acea dată. Dacă ne puteți spune în primul rând de unde ați luat acel împrumut, de asemenea în spațiu public se vorbește despre un consum de droguri, ați consumat vreodată droguri? Despre sâmbătă noastră ați, și după aceea va trebui să plecăm, dar sau a fost prezentat în spațiu public un dosar în Statele Unite. M-am informat și eu, este de fapt o decizie de respingere a unei sentințe civile pe care nu am fost informat niciodată. S-a întâmplat în 2009, eram foarte ușor de găsit pentru oricine dorea să mă găsească în 2009 dacă era ceva, dar repet, realitatea juridică este că acel dosar a fost respins de instanța Statele Unite, iar am încredere în justiția din Statele Unite. Dar ați luat acel credit? Există o datorie de 7.700 de dolari. Repet, acel claim a fost respins de instanța americană. Da, asta despre noile acuzații, cât despre acuzațiile lui Ludovic Orban, care spune că actualul premier trebuia să-și informeze colegii despre faza cu arestul din America. Câțu susține că Orban știa de incident și că avea și documentul prezentat de presă zilele astea. Cât despre președinte, Câțu spune că nu l-a informat pentru că nu i s-a părut esențial. Dar am discutat cu domnul președinte și despre acest subiect și despre rectificare și mai multe subiecte. Jurnalistul Sabin Orcan, director Newsweek România. Bună seara! Bună seara! Ce trebuie să stabilească coaliția? Pentru că e ședință la această oră, e pe terminate, înțelegem. Totuși, ce trebuie să stabilească coaliția în raport cu vinovăția sau nevinovăția lui Florin Câțu, dacă USR Plus n-ar dori să mai conviețuiască cu premierul sau ce? Coaliția este o alianță politică și, prin definiție ei, nu e un tribunal, ci este un grup de partide, de grupuri care decid ce e mai bine pentru ele în funcție de interesul fiecăruia. Nu cred că această situație din trecutul îndepărtat chiar al biografiei al premierului Câțu pune în pericol funcționarea coaliției. Dar sigur, dacă au alte motive ca să se atace între ei și anume să-și reprezinte propriul grup în această coaliție, pot invoca inclusiv acest motiv. De partea cealaltă, văd însă că domnul Barna înțeleg că el este trimis în această instanță de judecată, e membru al completului de judecată, nu? Domnul Barna îl va judeca așa pe domnul Câțu. Complet, da. Dar nu cred că e cea mai potrivită alegere, fiindcă asupra domnului Barna însuși planează suspiciuni chiar mai grave decât o datorie la un card de credit, respectiv că ar fi avut alcoolemie la volan. Domnul Barna face obiectul unui dosar penal în acest
moment aflat în cercetări preliminare, nu este încă pus sub acuzare de DNA, dacă să facem toate precizările și să spunem faptele așa cum sunt, dar Departamentul de Luptă Antifraudă a trimis la DNA cel puțin o speță, de fapt două spețe din cele patru proiecte europene în care a fost implicat domnul Barna împreună cu familia dumnealui, domnul Barna fiind managerul, gestionarul acestor fonduri europene, și două din cele patru proiecte europene analizate de Departamentul de Luptă Antifraudă sunt în acest moment la procurorii DNA. Deci domnul vicepremier Barna, bun, da, care va trebui să dea cu semnatul la DNA, da, nu cred că e cea mai potrivită persoană. Dincolo de scandalul ăsta, domnul Barna este copreședinte USR Plus și reprezentantul în coaliția lui USR Plus, pentru că domnul Cioloș e la Bruxelles, inevitabil, are alte treburi. Am înțeles, celălalt, da, copreședinte. Poate poate să desemneze pe altcineva domnul Barna să se recuze, fiindcă, repet, deocamdată nu e clarificat aspectul în legătură cu problemele domnului Barna. În legătură cu domnul Câțu, aș spune încă o dată ce am spus și zilele trecute, insist pe tema asta, dincolo de gravitatea faptei pe care fiecare o poate aprecia, dacă a fost într-adevăr o faptă gravă sau nu ce a comis domnul Câțu, mai grav mi se pare faptul, nu că a ascuns asta, să spunem, opinie publice, n-a învățat această lecție, trebuie să fii o carte deschisă când ești politician și trebuie să aștepți ca toată lumea să scormonească de ultimul detaliu neașteptat din viața ta, care ție ți se pare după trecerea anilor că e banală. Domnul Câțu a venit el însuși în întâmpinarea acestor curiozități ale oamenilor și a dat nu știu câte interviuri din astea în care s-a umanizat foarte mult și chiar toată lumea a zis ce notă bună pentru premier, că de obicei ei sunt mai scorțoși, mai formali. Nici pe domnul Orban nu l-ați văzut făcând așa ceva, nici pe Dăncilă, nici pe nimeni dinaintea lui. Domnul Câțu a zis cu câinele, cu cafeaua, cu trecutul din America, cu spălatul vaselor, a descris în mai multe interviuri niște povești foarte personale și toată lumea a aplaudat chestia asta și taman pe asta a uitat-o? Să spunem că a uitat-o, să presupunem că a uitat-o. Știți, odată cu trecerea anilor, asta este efectul, nu? Efectul trecerii anilor. Tinzi să-ți amintești lucrurile plăcute, iar lucrurile neplăcute să le pui într-un sertăraș și nu să le uiți complet, că nu suntem capabili de această amnezie controlată, dar nu să le uiți complet, să le îndepărtezi de prezentul tău. Și pot înțelege lucrul ăsta psihologic la domnul Câțu. Ceea ce nu mi se pare în regulă este felul în care a reacționat în prima fază, cel puțin domnul Câțu, evitând întrebările, încercând să ne spună că nu și-aduce aminte și așa mai departe. Eu cred că acum, dacă i s-a adus aminte cu documente, domnul Câțu trebuie să pună mâna pe telefon și poate foarte simplu să sune la Maryland Bank să lămurească cu cardul de credit dacă într-adevăr era o datorie sau nu, că înțeleg că procesul s-a închis pentru că s-au mai prezentat oamenii. Înseamnă, poate chiar au descoperit că nu era, poate era greșit în contabilitate, poate domnul Câțu chiar a avut o datorie, s-au calculat penalități, e bine sau nu e bine. Domnul Câțu poate să pună mâna pe telefon să-i caute el pe cel de la Maryland Bank. De ce spun asta? Nu pentru că e ceva important pentru un premier, poți să fii premier al României și ai o datorie din trecut care, iată, te urmărește. Dar e important pentru imaginea lui publică, pentru a arăta că este un om corect care nu are nimic de ascuns. La fel, poate să facă și cu acel dosar și să ne povestească tot ce s-a întâmplat în legătură cu asta. Cu cât încerci să atenuezi adevărul nespunându-l și omițându-l și încercând să te dai lovit, cum se spune, nu, în limbaj așa popular, cu atât mai rău faci. Deci eu cred că domnul Câțu trebuie să dea dovadă de sinceritate totală și să ne spună tot, pentru că, repet, trecutul oricărui politician trebuie să fie o carte deschisă, trebuie să știm cu toții ce conține. S-a terminat această ședință a coaliției între timp, de când vorbim noi, fără prea multe declarații, adică spre deloc dinspre liderii politici. Încercăm să ne lămurim totuși la ce ar folosi și ce teren pregătește întâlnirea din această seară. Senatorul PNL Alina Gorghiu, alături de noi, bună seara, mulțumesc foarte mult. Deputatul USR Plus Cristian Zeidler, bună seara, mulțumesc, domnule Zeidler. Încercăm să ne lămurim ce înseamnă această asumare din partea PNL, domnule Zeidler, pe care ați cerut-o în raport cu fapta de acum 20 de ani a domnului Câțu. Ce trebuie să facă PNL, ce trebuie să facă premierul, care e poziția noastră, se mai poate guverna sau nu alături de premier, ce trebuie să stabilească, de fapt, ședința asta? Mai întâi, ședința coaliției, într-adevăr, nu este instanță de judecată și nici nu urma să fie. Nu știu de unde această chestiune. A fost o metaforă folosită de Sabin. Da. Sigur. În al doilea rând, eu răspundeam ca să lămurim publicul. În al doilea rând, ceea ce credem că domnul premier Câțu trebuie să facă în continuare este ceea ce a făcut și în legătură cu prima informație publică, cea referitoare la
infracțiunea dovedită ulterior a fi infracțiune. Adică să iasă public și să explice și referitor la al doilea dosar, ce referitor la datoria la bancă. Sigur, asta s-a dat un răspuns fugitiv la o întrebare, dar credem că nu de dragul nostru, ci mai degrabă de dragul publicului, pentru că nu e așa, românii trebuie să știe, e sloganul pe care folosește dânsul, ar trebui să clarifice public ca să răspundă la orice întrebare ar mai exista. Bun, mai mult decât a făcut-o deja, că încerc să mă lămuresc cât de mult v-ați dori să discute premierul despre asta, deja a făcut-o în două instanțe, în două episoade, mă rog. Păi dumneavoastră ați aflat, de exemplu, dacă într-adevăr a luat acei bani și nu i-a restituit decât peste nu știu câți ani, dacă dosarul în instanță s-a stins pentru că și-a plătit datoria sau pentru că s-a prescris sau... Nu știu, în echipă tot felul de întrebare, eu nu sunt jurnalist, adică... Adică în funcție de... Păi nu, ce ne interesează pe noi acum nu e jurnalistic, ci politic, pentru că dumneavoastră sunteți politicieni care colaborați în această coaliție de guvernare și ce vă interesează pe dumneavoastră, vrem să știm. Nu, dar nu ne interesează doar pe noi, încă o dată. Ne interesează România, pentru că e vorba despre persoana premierului, oricum s-ar numi premierul respectiv. Și în al treilea rând, ca să continui și să închei ideea, ce am solicitat noi PNL-ului este să ia o poziție, să spună publicului de România care este părerea lor, cum se raportează ei la toată această situație, pentru că dacă ne spune individual doamna Gorghiu sau doamna Turcan, sau domnul Rareș Bogdan sau domnul Falca, acelea sunt poziții individuale. Ne interesează care e părerea PNL-ului, pentru că acea funcție de premier a României revine conform algoritmului din coaliție PNL-ului, nu domnului Florin Crâțu pe persoană fizică. Pot să răspund la asta? Domnule Zeidler, ceea ce cereți dumneavoastră este imposibil și vă spun, vă explic repede și de ce. Nu păi știu, nu că dacă nu sunteți reprezentantul PNL-ului, dar sigur, puteți să dați... Nu, dar vă spun de ce cred că e imposibil. Doamna Gorghiu e alături de noi și ne răspunde imediat. Vă spune doamna Gorghiu imediat, dar eu vă spun de ce, fiindcă eu sunt un spectator din afară. Pentru că în PNL în acest moment are loc o bătălie internă pe viață și pe moarte și pentru că depinde pe cine întrebați. Nu se poate face o poziție oficială în această problemă în care să voteze oameni care sunt Rareș Bogdan în tabăra domnului Câțu e prim vicepreședinte, domnul Orban în tabăra adversă președinte, domnul Sighear Tău nu știu ce funcție are e în tabăra cutare, deci e împărțită pe tabere. Nu vă va putea da nimeni un răspuns oficial al PNL-ului într-o campanie electorală. Un răspuns oficial al PNL-ului ar fi în cel mai bun caz. Deci eu zic să vă mulțumiți cu... Dar deja el știm ce crede despre asta. Acum chiar nu glumesc. Să vă mulțumiți cu suma declarațiilor date pe persoană fizică de lideri importanței partidului. Doamna Gorghiu, ce se mai poate adăuga la toată povestea asta? Doamna Gorghiu, în tabăra Florin Câțu, ca să știe toată lumea. Cred că e mai puțin important. E în tabăra PNL și de multă vreme, doamna Gorghiu. Și de aia cred că pot să vă expun o părere relativ obiectivă, indiferent de persoana pe care o susțin la președinția partidului, pentru că indiferent că ești din PNL, că ești din USR, că ești din UDMR, facem parte dintr-o coaliție aflată la guvernare care se pare, cel puțin din discursul domnului Zeidler, că este mai preocupat acum de ce a făcut Câțu acum 20 de ani decât de agenda guvernamentală la zi. Spun asta pentru că pare uneori că un dosar... Lumea nu înțelege un lucru. Haideți să explic ce s-a întâmplat cu acest dosar al lui Câțu, pentru că vi se poate întâmpla mâine și dumneavoastră. Care dintre ele? Vorbiți de cel cu banca? Dumneavoastră de cel cu banca ați întrebat și mă refer la el punctual acum, pentru că este foarte simplu ca mâine, poi mâine, oricine să vă dea în judecată în civil, reclamând că vi s-a spart țeava de la bloc și ați inundat vecinul de sub, dumneavoastră să nu știți despre acest lucru, instanța la un moment dat să constate că nu este susținută cauza, se respinge, dumneavoastră nu sunteți informat, dar cu toate acestea, public, veți fi hulit vreo două săptămâni de colegii de coaliție pentru că l-ați inundat pe vecinul. Deși, repet, decizia instanței este foarte clară, acțiunea nesusținută. Acum, în privința lămuririlor venite din partea premierului, cred că au fost mai mult decât necesare, dar în limita celor pe care le știe. N-ai cum să știi despre un dosar despre care... De la momentul la care s-a depus acțiunea până astăzi, 2021, data la care vorbim, nu a fost nici măcar o secundă informat. Dacă vă uitați pe portal, veți vedea că e singură informație. Și anume că a fost la un moment dat depusă o solicitare de la o firmă de recuperare și că s-a plătit o taxă de 100 de dolari, nu se știe de cine.
Deci asta, în privința dosarului, credeți-mă, este în ultima vreme... Poate că n-a ajutat foarte mult, doamna Gorghiu, faptul că premierul spune că nu-și amintește de episodul ăsta. Dacă spunea n-a existat acest împrumut și eu n-am ce să returnez și nu aveam nimic de pe cardul de credit de dat înapoi, probabil că lucrurile erau tranșate, cum ziceți dumneavoastră, mai clar, așa, spunând nu mi-aduc aminte. Sigur, și asta e o variantă plauzibilă, că na, totuși au trecut 20 de ani. Eu aș vrea să dăm credit în general oamenilor când spun că nu-și aduc aminte. E foarte posibil și eu să fi avut un card de credit pe care să nu-l fi închis la un moment dat, să curgă niște penalități. Gândiți-vă la un lucru. Cât s-a stat în Statele Unite ca cetățean obișnuit o perioadă de timp de mulți ani? În viața de zi cu zi se pot întâmpla diverse. Să apare litigii cu un vecin, cu cineva care îți prestează servicii în casă, cu o bancă. Se poate întâmpla ca orice litigiu, oricărui cetățean, că trăiește în America, în România, oriunde pe lumea asta, acele litigii să ajungă în instanță, în justiție. Însă, dacă acele litigii sunt respinse, iar tu nici măcar nu ești informat, cred că această procedură de rutină, repet, un judecător care a respins acel dosar cu argumentele pe masă, firma respectivă, așa cum a menționat anterior și domnul Orcan, nemai depunând altă solicitare, mi se pare că facem din țânțar armăsar. Și știți de ce vă spun acest lucru? Pentru că... E vorba totuși de imaginea Partidului Național Liberal atunci când se vorbește de premierul României. Sigur, USR este și el în campanie, USR Plus este într-o campanie internă și e public knowledge radicalizarea mesajelor domnilor lor pentru a-și capacita cât mai mult membrii votanți pentru unul sau pentru alt candidat. Însă, pentru mine, care sunt de timp 2002 în PNL și am văzut destule coaliții, mi se pare ușor neserios, de exemplu, să dai în fiecare săptămână pe surse în urma ședințelor tale că ieși de la guvernare, că nu mai susții guvernarea, că ești nemulțumit de premier, că ceva nu-ți convine săptămânal, pentru că eu insist totuși că această coaliție trebuie să arate mai multă responsabilitate. Stabilitatea e relevantă, avem o oportunitate extraordinar de relevantă după guvernarea PSD să demonstrăm că suntem altfel, că avem un program de guvernare pe care trebuie să-l urmăm, că un PNRR trebuie efectiv dus la o aprobare din partea... Da, acum episodul ăsta ar fi fost relevant poate pentru lupta internă din PNL, dacă nu era vorba de premierul României, Sabin Orcan, și atunci relevanța devine pentru toată lumea importantă. Dacă mă întreb pe mine, eu mai spun o dată, cred că pe noi ăștia care suntem obiectivi și nu ne aruncăm să facem dinți în țara armăsar, cum zice doamna Gorghiu, și știm că de fapt aici se trage de păr o informație relevantă pentru trecutul premierului, dar nu e asta cea mai gravă faptă. Mie mi se pare însă ipocrizia totală de cealaltă parte, cu toată simpatia pentru domnul Zeidler, dar de la unii lideri ai USR. Deci l-am auzit pe domnul Barna. Repet, domnul Barna trebuie chemat la DNA pentru că are programare la dentist. Domnul Stelian Ion, care este ministrul justiției, l-am auzit spunând dând următoarea declarație referitor la prima parte, aia cu alcoolemia. Dom'le, nici premierul nu e de neînlocuit. Dar domnul Stelian Ion, care acum fix vreo 16 ani și-a falsificat actele dovedite de instituții ale statului ca să obțină o garsonieră, ulterior un apartament de la mafia lui Mazăre și a lui Făgădău, s-a dat bolnav cronic de azm și am dovedit că toate hârtiile alea erau false și domnul a obținut o locuință. Asta n-ar putea să-l înlocuiască și pe domnia sa din funcția de ministru al justiției? Adică, domne, să ridice piatra ăla care e totuși nepătat, să-și dea cu părerea despre domnul Câțu, indiferent cât de grav ar fi fost evenimentul de acum 20 de ani, domnul Stelian Ion, care a falsificat niște acte ca să primească o locuință de la mafia lui Mazăre, mi se pare totuși culmea ipocriziei. Adică, da, accept să-l ascult, fiu bineînțeles, accept să-l ascult pe domnul Zeidler, care n-are, din câte știu eu, niciun astfel de schelet în dulap. Dar ăia care au cât un schelet mai mic sau mai mare în dulap ar putea puțin să tacă, să lase opinia publică, presa să se ocupe de asta? Da, fondul rămâne, întreb, domnule Zeidler. Întreb. Fondul rămâne. Ce sperați să obțineți cu discuții de genul ăsta? Pentru că, exact cum s-a spus aici mai devreme, dacă întrebi reprezentantul formal al PNL-ului în coaliția asta, el este domnul Orban, președintele PNL.
care, mă rog, a scurs el personal sau nu informația presei, nici mai contează. Cert este că deja știm poziția lui, că ar fi trebuit Câțu să anunțe, că se declară trădat, mințit de Câțu și așa mai departe. Pe de altă parte, ce o să faceți? O să rupeți guvernarea dacă PNL nu ia nicio poziție formală în cazul ăsta? În primul rând, e foarte importantă și dați-mi voie să reacționez la mai multe chestiuni. Nu ne obsedează acest subiect. Din potrivă, în ședința de coaliție de astăzi noi ne-am dus cu alte subiecte. Doi, în USR Plus nu este o campanie electorală internă în momentul de față, nici măcar nu a fost declanșată, dar chiar dacă ar fi fost declanșată, aici discuțiile în Biroul Național au fost dincolo de orice tabără. Trei, noi nu am discutat în Biroul Național despre ceea ce am citit de altfel în presă, cum că am fi discutat despre votarea unei moțiuni de cenzură, ieșirea de la guvernare, pur și simplu sunt știri false. Apropo, cei care dădeau pe surse din ședință de Biroul Național despre discuțiile lor despre ministrii USR Plus erau unii membri ai structurii de conducere ai PNL. Privește pe domnul Barna, nu doar că nu este urmărit penal, există un dosar care numele dânsului într-adevăr este în dosarul respectiv, fără ca urmărirea penală măcar să fi început împotriva domnului Barna, și din informațiile publice pe care le avem, suspiciunea de eventuală fraudă privește o altă persoană din acel... Nu e adevărat, domnul Seidler, nu mai spuneți asta, este fals. Domnul Seidler, nu mai spuneți această minciună. Ați mai spus-o într-o emisiune cu mine și vă spun că e fals. Nu este adevărat, este fals. Mințiți. Nu este adevărat. Nu e nicio informație publică că nu e domnul Barna. Doar declarația domnului Barna. Vă rog eu, că eu mă pricep la asta. Nu chiar e doar declarația șefului noastră. N-aveți nicio dovadă. Hai să nu facem discuția despre Dan Barna, că nu despre el e vorba. Vă rog. Nu, dar o facem dacă vreți. Un simț comun că atunci când, chiar dacă nu ești de acord cu ce spune celălalt, să-l ascult până la capăt, cum v-am ascultat. Vă ascult până la capăt, dar e a doua oară când repetați această minciună la B1 TV. Nu, este dați-mi voie lipsă de bun simț, pentru că eu nu sunt de acord cu asta și am așteptat să vorbesc, nu v-am întrerupt. Așadar, reiau. Nici eu, până când nu mințiți. Nu. Îmi permiteți să vorbesc? Sau absolut. De câte ori? Așa, ulterior, dacă nu aveți altă informație, puteți sigur să mă contraziceți. Eu, pe informațiile pe care le-am văzut în spațiul public, e un dosar... Ce înseamnă, domnule, informații în spațiul public, domnul Zaidler? Ce înseamnă? Atunci lăsăm acest subiect, pentru că dumneavoastră le știți mai bine și oricum întrerupeți pe oricine, într-un stil care e caracteristic... Păi ce înseamnă informații în spațiul public? De unde le-ați luat? De pe net? De pe Facebook? De la colegii de partid? De unde în spațiul public? Pe stradă? De unde le-ați luat? Dacă se poate, mai am să spun câteva idei, după aceea las pe domnul Orcan să se desfășoare, dacă îmi permite să... Bun, vă rog, să nu faceți despre Dan Barna discuția asta, că nu e despre... Am înțeles argumentele ambelor părți, rămâne să se probeze într-o instanță ce se întâmplă în cazul lui Barna. Așa că, sigur, cât privește ceea ce declara Stelian Ion, pentru că am înțeles că vezi, doamne, n-ar avea autoritatea morală, deși în acel dosar el a ieșit public și a spus și ce a făcut și ce n-a făcut, și toată lumea putea eventual, dacă avea suspiciunea comiterii unei infracțiuni de către Stelian Ion, să depună o plângere penală în acest... S-a prescris, domnul Seidler. Nu mai putea, că s-a prescris. E, ce să fac? Dacă ați găsit informația prea târziu, dar în orice caz nu s-a dovedit niciodată. Și la domnul Câțu s-a prescris dacă e ceva. Sigur că da. Niciodată nu s-a asta vă și întrebam, ca să revenim la subiect, de fapt. Ce să mai obțineți dacă și fapta s-a prescris, dacă și președintele a considerat că având această informație, iată acum, mai degrabă, mai devreme decât mai târziu, nu consideră că e de natură să schimbe ceva în poziția domnului Câțu, ce sperați să obțineți dumneavoastră? Asta e întrebarea. Nu dorim să obținem ceva anume. Ai ceva decât o clarificare. E totuși premierul României. Aduceți-vă aminte că atunci când un premier al României, altul, de la un alt partid, sigur, a ieșit public și a spus, eu nu îmi țin banii decât la ciorap, nu pe un card bancar, noi am ieșit public și ne-am exprimat părerea și legătura cu acel lucru, da? Și am rugat să aducă clarificări. Același lucru, deci, sigur, lucrurile sunt diferite și de această dată. Lămuriri în spațiul public, pentru că este premierul României, pe care, apropo, a ajuns în acea poziție și sprijinul politic al USR Plus. Nu pe persoană fizică, n-a fost aleasă, n-a candidat.
și credem că avem dreptul să cerem ca o suspiciune care apare în spațiu public să fie lămurită de către dânsul și partidul care îl susține în acea poziție. Nimic special, nimic, niciun atac, nimic ostentativ, pur și simplu cerem lămuriri așa cum le așteaptă cetățenii României. Da, o întrebare și pentru doamna Gorghiu. Sunt absolut de acord cu ultima parte a ceea ce a spus domnul Zeidler. Când ești premierul României, să bagi capul în nisip, să te faci că plouă, să te faci că ai uitat, să nu spui, chiar și dacă este o chestie banală, chiar dacă nu e o chestie atât de gravă, că e infracțiune, că e misdemeanor, că e contravenție, n-are a face. Și dacă s-a întâmplat acum 20 de ani, trebuie să dai toate explicațiile posibile tuturor, opiniei publice, nu doar colegilor de coaliție. Trebuie să le dai explicațiile astea ca premier la România, inclusiv ăla din opoziție, inclusiv cetățenilor care nu te-au votat. Pentru că de asta ești premierul României. E una dintre cele mai înalte demnități în statul român și oricui dacă i s-ar fi întâmplat președintelui, președintelui Senatului, președintelui Camerei Deputaților, am fi avut aceeași reacție de la orice partid. Deci este evident că sunt de acord cu asta. Premierul Florin Câțu trebuie să spună tot și să dea toate explicațiile posibile și plauzibile în legătură cu toate aceste evenimente din tinerețea sa, din biografia sa. Provoacă o fractură în PNL episodul ăsta, chiar și printre aliații domnului Câțu, doamna Gorghiu, pentru că practic e o omisiune și îl pune și pe președinte într-o oarecare situație delicată povestea asta. Klaus Iohannis, vedem, nu zice nimic despre subiect de câteva zile. Președintele Klaus Iohannis chiar ieri, dacă nu mă înșel, de ziua Marinei a fost împreună cu premierul la acest eveniment și au avut un dialog. Sunt absolut convinsă cât se poate de... Ei doi între ei, nu public, asta subliniam, da. Dialogul tot dialog este, știți, că e cu presa sau este între de acord, oameni care... Dar nu știm ce gândește președintele despre asta, ce le spune românilor despre asta. Dar sunt sigură că dacă presa aflați, vă va comunica, nu pot eu să comunic în locul președintelui. Evident. Ce pot să vă spun eu, este poziția Partidului Național Liberal și credeți-mă că mai toți colegii mei au înțeles că cineva construiește o narațiune despre aceste dosare. Regret să văd că discutăm despre un dosar legat de o daună, așa zisă, daună civilă, respinsă de un judecător din Statele Unite de două zile, dar asta este viața, discutăm despre un lucru despre care premierul nu știa, dar este bine că discutăm, pentru că toate lucrurile... În cheia transparenței trebuie puse pe tapet, nu doar în campanii electorale, nu doar în campanii interne de partid, ci întotdeauna. Pe de altă parte, dacă vreți așa o concluzie cu care rezonează cam toți colegii mei, lucrurile de acum 20 de ani nu au nicio relevanță asupra actului de guvernare din zilele noastre. Dacă va merge bine guvernarea acestei coaliții cu premier liberal, înseamnă că ne-am făcut treaba, înseamnă că cetățeanul român este mulțumit. Dacă nu va merge bine această guvernare, fiți absolut convins că nu va fi din cauza ceea ce s-a întâmplat acum 21 de ani în Statele Unite. Și da. Pentru faptul că nu avem miniștri eficienți sau competenți sau pentru faptul acum, că nu ne-am făcut contraziceți un pic logica care. Pentru care s-a ieșit în stradă, în Piața Victoriei, pentru valori și principii și... Asta avea legătură cu... Că și asta zicea și Dragnea. Dacă facem o bună guvernare, ce interesează că schimbăm? Să pui o cruce unui premier de acum 21 de ani și să spui, n-ai știut un dosar, cu toate acestea în fiecare zi trebuie să explici acest lucru, mai ales și am să vă spun și cum e rațiunea în cadrul unui partid politic. Și poate aș îndrăzni să lansez chiar un apel către presă. Este important cum sunt tratate obiectiv toate aceste discuții despre dosarele, așa zisele dosare, lucrul ăsta te duce la dosar penal, cu mintea, în campania internă din PNL, pentru că toate aceste dezvăluiri, să știți că pot afecta echilibrul în interiorul partidului și chiar să prejudicieze imaginea. Aici cred că e problema politicienilor cum gestionează modul în care tratează informațiile astea. Mulțumesc foarte mult, Alina Gorghiu, Cristian Zeidler. Vom mai discuta probabil despre subiect ceva timp. Am o singură observație. Asta e treaba politicienilor, să nu exporte războiul intern în presă. Asta e treaba lor. Nu e treaba noastră.
Noi suntem jurnaliști, avem cu totul alte mai ales lucruri că de făcut. Informația exista și corect, dacă nu... Corect, și problema acum nu e cine a dat în presă, că a dat nu știu cine, tabăra Orban, că n-a dat-o, că a dat-o USR-ul, că a dat-o... Nu mai are nicio importanță. Documentul e public, era oricum public la un click distanță, a fost găsit, dezbătut. Acum l-au învățat toți românii, l-au aflat toți românii, știu despre ce e vorba. Acum o să judece românii la vot. Noi suntem jurnaliști, să reflectăm toate lucrurile care se spun incomode sau nu pentru politicieni. Nu e treaba noastră cine a dat documentul și nici nu cred că e treaba politicienilor să-și pună întrebările astea. Ei ar trebui să vadă cum pot rezolva această criză politică, pentru că e și o criză de încredere. Când ești premier, când ești ministru și asupra ta planează niște suspiciuni, că sunt mai vechi, mai noi și nu știi să le explici, nu știi să comunici cu publicul, nu ai o comunicare eficientă, lucrurile astea lasă urme și vom vedea asta mai departe. Lasă urme asupra încrederii cetățenilor în actul de guvernare și în persoana care e în fruntea guvernării. Între timp, pe planetă se întâmplă lucruri mult mai grave. România, de pildă, are de adus 35 de conaționali din Afganistan. Președintele spunea chiar azi că a dispus implicarea de urgență a forțelor aeriene române pentru evacuarea cetățenilor români de acolo. Decizia Americii de a pune capăt implicării în Afganistan e cel mai lung conflict din istoria Statelor Unite. Nu face decizia asta decât să șteargă 20 de ani de muncă și de sacrificii pentru democratizarea unei țări care acum e aflată în pragul unei catastrofe umanitare odată cu revenirea la putere a talibanilor. Se așteaptă foarte mulți la persecuții, se așteaptă revenirea la reguli dure, fundamentaliste, mai ales în ceea ce le privește pe femei și rolul lor în societate. Imagini șocante care au apărut astăzi de acolo, de pe aeroportul din Kabul, unde toată lumea se înghesuie să plece. Cetățenii afgani au alergat pe piste după avioane și s-au agățat chiar de aparatele militare care decolau în încercarea de a fugi. Îl salut pe Cătălin Gomboș, jurnalist Radio România, trimis de multe ori în Afganistan, în Irak, în Orientul Mijlociu. Bună seara, mulțumesc foarte mult, Cătălin Gomboș. Toată lumea se întreabă cum de-a fost posibilă victoria asta fulgerătoare a talibanilor. În doar câteva zile au ajuns să captureze toată țara, președintele afgan a fugit ieri. Și ce se va întâmpla de acum încolo? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. În primul rând că nu este o victorie. Noi am văzut acum doar punctul culminant al unei campanii care a început de mult mai mult. Sunt ani de zile de când talibanii au revenit treptat. Inițial știm că au fost alungați de la putere, s-au refăcut în Pakistan, în zona locuită tot de paștun, pentru că majoritatea populației paștune sau cel mai mare număr, este vorba de etnia din cadrul căreia provin majoritatea talibanilor, se află în Pakistan. De acolo încet încet au revenit în Afganistan, își construiseră acum câțiva ani, 2, 3, 4 ani, deja o parte semnificativă din Afganistan, mai ales în zona rurală, era sub controlul lor. Am avut acest ciclu de ofensive lansate în fiecare primăvară și care se încheiau spre sfârșitul toamnei, odată cu blocarea trecătorilor din munți. Iar în acest an, ofensiva a fost ceva mai puternică. Ea a pornit tot în primăvară, deci nu acum, și s-a intensificat în condițiile în care talibanii au profitat de retragerea forțelor internaționale, atâta cât mai rămăseseră, însă chiar și acea prezență limitată de, cred că erau, nu știu, aproximativ 10.000 de militari NATO și americani, le oferea în primul rând sprijin moral forțelor afgane, știau că în caz de ceva au acolo pe cine să conteze, și în al doilea rând era vorba de acest sprijin aerian. El dispărând în ultimele luni,
talibanii au putut să își intensifice ofensiva, profitând și de căderea de moral a forțelor afgane, care oricum nu erau atât de numeroase pe cât, și atât de bine pregătite pe cât se credea, după care am avut deruta din aceste ultime zile, ultimele, nu știu, o săptămână, două, care din nou nu cred că ar fi fost posibilă fără ca numeroși comandanți locali să fi decis să întoarcă armele sau să treacă de partea talibanilor. Este un proces identic a avut loc și când au câștigat prima oară Afganistanul talibanii, în urmă cu 20 și ceva de ani, și când talibanii au fost înfrânți. Ultimele orașe capturate de talibani, inclusiv Kabulul, nu au fost capturate în urma unor lupte. Pur și simplu au intrat acolo și au preluat controlul. Da, toată lumea se întreabă acum cum de America, care a investit atât de mult și bani, 100 de miliarde de dolari, în a ajutora armata, guvernul de acolo, a plecat Sabin Orcan până la urmă și după 20 de ani a întors țara unde era în 96. E o istorie complicată. Pe care o să încercăm să o scurtăm foarte mult. Corect, da. Dar au avut loc schimbări politice și la Washington importante. Primul care a anunțat retragerea trupelor din Afganistan a fost Barack Obama prin 2011. A amânat măsura asta până prin 2014, după care a venit domnul Trump, care a și, să spunem, s-a ocupat de o negociere cu talibanii. A avut loc o negociere și un acord, încheierea unui acord, despre care a spus Trump că dacă nu se respectă, să va duce din nou peste talibani cu toată forța armatei americane. Nu s-a întâmplat asta, s-au retras acele trupe, au rămas din ce în ce mai puțin la fața locului, dar retragerea lor acum sub președintele Biden este o eroare militară. Am văzut declarațiile multor strategi militari, oameni care nu mai sunt activi și care spun asta, inclusiv fostul director al CIA și fost general american David Petraeus, care spunea foarte clar că e o eroare modul în care s-au retras brusc, mai ales într-un moment în care talibanii e clar că nu și-au respectat angajamentele din acest acord încheiat cu americanii. Acolo era vorba de un power sharing, da? Era vorba că ei să împartă puterea cu guvernul afgan. Guvernul afgan a respins o parte din acele negocieri, inclusiv schimbul de prizonieri, și s-a ajuns ca guvernul afgan acum să fugă. Ei probabil că erau în avionul ăla pe care încercau bieții cetățeni de rând afgan să-l prindă. Au fugit de acolo, inclusiv președintele Afganistanului, și talibanii s-au instalat la putere. Nu am avut foarte mult timp, iertați-mă, probabil că o să mai reluăm discuția despre asta. Cătălin Gomboș, câteva secunde doar, se va întoarce Afganistanul la ce era în urmă cu 25 de ani când talibanii preluau puterea, sau mai degrabă va fi un regim mai moderat, că ei tot cer să nu fie excluși de pe scena internațională? Seamănă asta un fel de promisiune de democratizare? Talibanii au promis democratizare, dar i-au promis și că vor respecta acordul cu Statele Unite, prin care forțele americane s-au retras, și nu au făcut acest lucru. Așa că m-aș îndoi că talibanii vor respecta ceea ce zic, însă s-ar putea să fie forțați de circumstanțe, pentru că până la urmă au de guvernat de acum încolo o țară, ceea ce este mult mai greu decât să lansezi niște atacuri. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Gomboș, Sabin Orcan. Ne întoarcem la actualitatea imediat. Rămâneți cu noi. Au emis noi avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă, temperaturi de până la 41 de grade în sudul Olteniei. Am putea ajunge și la asta. Oricum, avem un record meteo pentru România, cel mai lung val de căldură, 15 zile în care temperatura a depășit 35 de grade și asta era valabil pentru sfârșitul săptămânii trecute. Roxana Bojariu, doctor în climatologie, bună seara, mulțumesc foarte mult. Dincolo de recordul în sine, e o vară a extremelor, la asta o să ne așteptăm? Bună seara! Da, e o vară a extremelor și nu doar în România. Și în anii și deceniile care vin, valurile de căldură vor fi din ce în ce mai persistente, mai intense și mai frecvente. Depinde de noi, atunci când vom reduce emisiile, cât de mult se vor amplifica aceste valuri de căldură, cât de persistente vor fi. Contează fiecare zecime de grad în limitarea temperaturii medii globale, pentru că această temperatură medie globală care crește
e un simptom al schimbării climei. Practic, nu e doar o creștere a temperaturii medii globale, se modifică statistica fenomenelor extreme. Și am văzut vara aceasta foarte clar, în Columbia Britanică, niciun climatolog nu ar fi putut să spună că se poate ajunge la un record de 49,6 grade Celsius. Și un studiu făcut foarte rapid după acest val de căldură din Columbia Britanică a arătat că fără aportul încălzirii globale nu ar fi fost posibil acel val de căldură și acel record. Ce așteptăm după vara asta a extremelor, doamna Bojariu, în logica asta în care schimbările climatice nu influențează doar căldura vara, influențează și cum se manifestă restul anotimpurilor? Sigur, vom avea extreme și toamna, evident că și iarna, de acum încolo aceste extreme vor puncta anotimpurile, a căror lungime relativă una față de alta se va modifica și vom avea evident nevoie de o capacitate de adaptare care să vină și să facă față acestor provocări, provocări ce din păcate vor merge din ce în ce mai puternic pe traiectoria asta a schimbării climei. Când e prea târziu, dacă n-a fost deja, apropo de toate aceste rapoarte ale experților ONU din ultimele zile? Nu e târziu, nu trebuie să o luăm pe drumul fatalist, că nu se mai poate face nimic, se pot face foarte multe, mai ales în următorii 10 ani, dacă vom reuși să scădem în mod substanțial emisiile la nivel global, atunci vom putea să stabilizăm creșterea temperaturii medii globale la valori în jur de 1,5 grade Celsius față de nivelul preindustrial, cel din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Dar aici nu contează neapărat precizia unei cifre. Fiecare zecime de grad cu care limităm creșterea temperaturii medii globale contează, deci contează fiecare cantitate, fiecare sută de miliarde de tone de echivalent în dioxid de carbon. Totul este să mergem pe această traiectorie și în același timp să ne adaptăm. E foarte important să ne adaptăm la ceea ce am schimbat deja. Da, avem această idee preconcepută că îi afectează doar pe alții, nu știu, insule care se inundă, zone cu palmieri care par îndepărtate de noi, dar ne va afecta pe toți până la urmă. Roxana Bojariu, doctor în climatologie, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Actualitatea revine mâine la ora 20. Rămâneți cu noi!